Bine ați venit la ședința noastră din luna martie. În prima parte a ședinței aprobăm procesul verbal de luna trecută, după care îi voi da cuvântul domnului președinte să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc! Având în vedere că sunt îndeplinite toate condițiile de procedură și toți cei 13 consilieri în funcție și aleși sunt prezenți la ședință, Consiliul Local își poate desfășura lucrările, motiv pentru care solicit aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, dacă sunteți de acord cu ea. Mulțumesc! La cuvântul domnului președinte, să citească ordinea de zi. Având în vedere discuția primarului numărul 65/23/2019, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Codiurești, care va avea loc joi 28/3/2019, ora 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local Codiurești, următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2018, elementelor de activ și de pasiv și casarul unor bunuri, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al asistenților personal în anul 2019, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Codiurești și activitatea administrației publice locale în anul 2018, inițiator primarul comunei. 5. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al Comunei Codiurești, adoptat în perioada 01/01/31/2018. 6. Raport de activitate al viceprimarului Comunei Codiurești și a consilierilor locali pentru anul 2018. Și un punct de diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc. Vom trece la supunerea spre aprobarea proiectelor de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventariei pentru anul 2018 al elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus, mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al asistenților personale pentru anul 2018. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru asistenții personali a persoanelor cu handicap grav de la 6 la 7 posturi. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. Capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. Sunt 123 achiziționare sistem de închidere-deschidere automată a ușilor pentru microbusul școlar, 124 achiziționare camere de supraveghere interioară și exterioară pentru microbusul școlar, 125 achiziționare și montare fosă septică pentru sediul primăriei de cel puțin 45 metri cu capacitate din poliester armați cu fibră de sticlă. Capitolul 2, punctul 70. Servicii elaborare studii de teren în vederea realizării obiectivului. Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare, curare apă uzate în comuna Pâlgăreș, județul Bacău. Punctul 71. Servicii elaborare studii de fezabilitate în vederea realizării obiectivului, înființare sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare, curare, apă uzate, în comuna Pâlgărești, județul Bacău, pentru o lungime de rețea de 21.536 metri liniar. Punctul 72. Servicii întocmire proiect tehnic. În vederea realizării obiectivului, înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare, curare, apă uzate, în comuna Pâlgărești, județul Bacău. Punctul 73. Servicii de închiriere autogrede pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale și sătești. Punctul 74. Servicii de închiriere cilindru compactor pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale și sătești. La capitolul 3. Punctul 5. Lucrări de reparații parcuri comuna Pâlgărești. Și punctul 6, lucrări de modernizare, sistem de supraveghere video în comuna Pâlgărești. Dacă sunteți de acord,
cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual de elaborare raportului anual elaborat de primarul Comunei Târgărești privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Târgărești și activitatea administrației publice locale în anul 2019. Dau cuvântul doamnei primar să prezinte acest raport. Dar cred că ați avut ședință pe comisii, nu? Ați văzut raportul. Eu am să încerc să le dau cât se poate de bine tot ceea ce am pus noi în acest raport. Cred că sunteți de acord, Oleacă, să scurtez, nu? Să vă dau datele concrete. Dar dacă nu, citesc notamul. Cum doriți dumneavoastră? Mai descurs. Da? Să mă aud mai bine. Raportul primarului Comunei Părgărești privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Părgărești și activitatea administrației publice locale în anul 2018. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolul 63, alineatul 3, litera din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, primarul reprezintă Consiliul Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale pentru anul anterior. Acest raport nu se dorește a fi o prezentare exclusivistă a activității desfășurate de administrație în anul 2018, respectiv primar, ci reliefarea principalelor direcții în care am acționat pentru punerea în aplicare a atribuțiilor ce revin potrivit legii. Activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale Comunei Părgărești, pe baza atribuțiilor prevăzute în lege, respectând principiul transparenței decizionale. Activitatea primăriei a fost orientată în special spre îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală a comunei noastre, aplicarea hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite de lege și de alte acte normative. Prin încurajarea și dezvoltarea unei implicări comunitare puternice s-a dorit dezvoltarea și asigurarea în cel mai înalt grad al calității vieții pentru locuitori și sectorul privat, asigurarea unui mediu economic sigur și solid. Pentru folosirea soluțiilor celor mai potrivite, pe parcursul anului 2018 am avut un număr de peste 100 de întâlniri de lucru cu reprezentanții ai Consiliului Județean, Prefectură, Regii Autonome, ONG-uri, Asociații de Dezvoltare și ale altor instituții de interes național sau județean. Îmi exprim încrederea că anul 2019 va fi unul al transformărilor pozitive pentru comuna noastră, confirmând atât eforturile mele, cât și a celor cu care colaborăm, a colegilor mei, a dumneavoastră, pentru ca să ducem la bun sfârșit toate propunerile noastre și toate investițiile pe care ni le-am propus. Am să trec imediat la politica financiară a comunei. Mă voi referi la compartimentul taxe și impozite. Impozitele și taxele locale au fost realizate în anul 2018 în procent de 58%, reprezentând suma de 660.121 lei. Aici au fost impozite, clădiri, persoane fizice, dacă vreți să vă dau detalii, sume, vă pot da. Am zis să vă spun pe total. Situația datelor prezentate anterior se prezintă astfel. Debite 2018, 509.544 de lei. Debite din Rămășițe, 126.935 de lei. Debite majorări, 23.642 de lei. Suma de 660.121 lei
reprezintă venituri la bugetul local în anul 2018 și a fost încasate după cum urmează. 566.111 lei încasări din debite, de la impozite și taxe. 94.010 lei încasări fără debite, adică adeverințe, taxe speciale și alte taxe locale și amenzi. Vă pot spune că la data de 31.12.2018, rămășițele reprezentau suma de 803.972 de lei, deci mai mult cât am încasat. Cele mai mari sume sunt din înregistrate la amenzi. Amenzi de circulație, alte amenzi, impozitul auto, impozit pe clădiri, persoane fizice, persoane juridice, impozitul pe teren intravilan, extravilan și rămășițe la taxa de salubritate, care a fost la data de 31.12.2018, suma de 54.009 lei. La fel, pe parcursul anului 2018, acest compartiment a luat în evidență un număr de 177 de autoturisme și a fost scoase din evidențele fiscale un număr de 117 autoturisme. S-au eliberat un număr de 351 de certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice. În anul 2018, la fel, în conformitate cu prevederile codului fiscal și prevederile hotărârii Consiliului Local Corect, s-au acordat scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale persoanelor cu handicap, văduvelor și veteranilor de război, persoanelor persecutate din motive politice și etice, de aici n-am avut cazul noi, unui număr de 49 de beneficiari. Pentru creșterea volumului încasărilor în cursul anului 2018, compartimentul de specialitate a transmis înștiințări de plată unui număr de 250 de persoane fizice și juridice și un număr de 12 somații. În evidențele noastre fiscale, avem un număr de 1320 de gospodării care au făcut declarații pentru taxa de salubritate, rezultând un număr total de 2956 de beneficiari. Deci este o diferență până la numărul total de populație cât avem noi declarat de la statistică. 4800... 59, da. Încă lucrăm aici, să vedem ce-mi face, cum vom reuși. Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare pe destinații stabilite, respectându-se reglementării legii 500 pe 2002, privind angajarea, lichidarea, ordonatarea și plata a cheltuielilor și a legii 273 pe 2006, privind finanțele publice locale. Consiliul Local Părgărești în anul 2018 a avut un buget inițial, la început de an, în suma de 2.998.000 lei la partea de venituri și 3.266.000 de lei la partea de cheltuieli. Iar la sfârșitul anului, că știți că am mai făcut rectificări bugetare, suma a fost de 4.410.000 lei la partea de venituri și 4.338.000 lei la partea de cheltuieli, unde a rezultat și un excedent de 279.000 de lei. Exercițiul bugetar la sfârșitul anului se prezintă astfel. Venituri totale 3.416.000 lei, cheltuieli totale 3.137.000 lei. Veniturile bugetului local s-au încasat în proporție de 77%. Cheltuielile în anul 2018 a fost de 3.137.000, cum v-am zis mai înainte, repartizate astfel. 1.165.000 lei cheltuieli de personal, 827.000 de lei cheltuieli bunuri și servicii, 703.000 lei cheltuieli de capital, 33.000 de lei transferuri între unități ale administrației publice, 364.000 de lei asistența socială, aici fiind incluse și ajutoarele pentru încălzirea locuinței și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap,
și 60.000 de lei alte cheltuieli. Planul obiectivelor de investiții pentru anul 2018 s-a realizat în procent de 79%, restul obiectivelor urmând a fi realizate pe parcursul anului 2019. Tot în anul 2018, după cum știți, am avut și controlul curții de conturi. V-am prezentat procesul decizia curții de conturi în ședințele anterioare și știți. Compartimentul de achiziții publice. Activitatea acestui compartiment se desfășoară în principal conform programului anual al achizițiilor publice, pe care le aprobăm la fiecare început de an și completăm pe parcursul anilor. În anul 2018, obiectivele cuprinse în programul anual au fost realizate în procent de 85%. Achiziționarea s-a realizat în mod direct atât pe SEAP, în procent de 41%, cât și în afara SEAP-ului, adică achiziții directe, 59%. Au fost încheiate 31 de contracte de servicii și 3 contracte pentru execuția următoarelor lucrări. Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Părgărești, execuția, extinderii rețea electrică și de iluminat alimentare energie electrică la consumator casnic, strada Eremie Movilă Nicorești și strada Trandafirilor Satul Nou. Politica economică. Orice activitate comercială, după cum știți, se desfășoară numai de către comercianți autorizați, în condițiile legii și care dețin autorizații de funcționare, eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Astfel, în 2018 au fost eliberate un număr de 42 de autorizații de funcționare și profil de activitate, din totalul de 99 care au fost 99 de agenții economici din evidențele registrului Camerei de Comerț. Deci este o diferență. Unii se înscriu la registrul Camerei de Comerț, dar nu vin să solicite acele autorizații. Acele autorizații de funcționare. Noi? Dar nu contează, pentru sediul social este obligatorie această autorizație. Sigur că colegele mele fac demersuri, pentru că noi avem situația clară de la registrul de comerț. Și deja s-au trimis în știință ca să se prezinte fiecare, pentru că trebuie să solicite acea autorizație pentru sediul social și dacă nu are punct de lucru aici. Da. Și dacă lucrează în străinătate, la fel trebuie să aibă. Compartimentul agricol și cadastru. În anul 2018 au fost completate la zi, pe suport de hârtie, toate cele 53 de volume ale registrelor agricole în format electronic și electric. Deci avem și pe hârtie și electronic. Au fost înregistrate 2521 de poziții, din care 597 pentru străinași, 28 pentru persoane juridice și 1896 gospodării persoane fizice. Sigur că la capitolul privind evidența animalelor se regăsesc un număr de 182 de capete bovine, unde a scăzut numărul de bovine, 1253 ovine, 548 capline, 204 porcine, 52 de cabaline și 300 de familii de albine și 3564 păsări. Tot în anul 2018, poftim? O pasăre de om. Nicio pasăre. Nicio pasăre, mai puțin. 4800. Au fost eliberate în anul 2018 aproximativ 4131 de adeverințe privind certificarea situației agricole, 12 atestate de producători și 12 carnete de comercializare produse agricole. Sigur că am fi încântat să avem mai mulți producători, dar atât au solicitat. S-au realizat 312 de modificări registrurile agricole, atât persoane fizice cât și juridice, și s-au emis extrase de rol pentru prestații sociale, 659 de extrase. Iar pentru APIA, un număr de 45 de adeverințe a cei care au solicitat acele beneficii care se dau de la APIA, subvențiile. S-au întocmit și înregistrat în evidențele agricole un număr de 73 de contracte de arendă, persoanelor fizice și juridice. S-au eliberat un număr de 76 de anexa 24 pentru deschiderea procedurii succesoriale,
318 de anexă 150, la fel, se solicită pentru succesiuni și pentru vânzare vânzare-cumpărare. S-au întocmit un număr de 23 de dosare pentru vânzarea terenului, extravidal, conform legii 17/2014. Activitate de fond funciar. Primăria Comunei Pârgărești, în colaborare cu OCPI, a demarat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale pe raza comunei noastre. S-au început lucrările în satul Bacna și s-au făcut măsurători la un număr de 250 de parcele, urmând ca pe parcursul anului 2019 să continuăm măsurătorile. Numai că aici, sigur că avem probleme privind identificarea proprietarilor. Sunt foarte multe terenuri care au fost abandonate, proprietarii de drept au decedat, moștenitorii sunt plecați și avem o mare problemă privind identificarea moștenitorilor. Dar încercăm să vedem ce putem face. Este în interesul cetățeanului, sigur și în interesul nostru, pentru ca să-i putem identifica și să-i punem în proprietate pe fiecare parte. Compartimentul urbanist și amenajarea teritoriului. În anul 2018 au fost emise 19 autorizații de construire, 22 de certificate de urbanism. Au fost eliberate un număr de 17 autorizații de lucrări, branșamente cu energie electrică în valoare de, bine, au făcut el o valoare din taxe, 221 de lei. Au fost încheiate 14 procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. Dacă am făcut acele extinderi, sper pe viitor, în anii următori, să avem mai multe solicitări și mai multe autorizații de construire emise pentru construcții noi. Ca așa ne dezvoltăm. Compartimentul administrației publică locală, autoritate tutelară și starea civilă. În anul 2018, acest compartiment a întocmit dosare de alocații de stat 35, alocații de susținere 195, s-au făcut 699 de anchete, s-au întocmit dosare pentru indemnizații creștere copil până la 2 ani, 21 de dosare și 8 pentru stimulentul de inserție. La fel, s-au întocmit un număr de 29 de dosare privind beneficiarii de stimulente educaționale, tichete, grădiniță. La toate aceste dosare trebuiau întocmite și acele anchete sociale, deci același număr. Dosare de ajutor social în anul 2018 s-au întocmit 61 de dosare, cu 122 de anchete sociale. 479 de dosare s-a aprobat privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru persoanele din comunitate. Iar pentru beneficiarii de ajutor social, 39 de dosare. Plan de servicii s-a întocmit pentru două cazuri pentru familii. Avem pe întreaga comună 5 copii și un adult instituționalizat în diferite centre din județ. Dosare de asistenți personali. Avem 29 de dosare de indemnizații și 6 cu asistenți personal. Situația persoanelor cu handicap la nivelul comunei noastre se prezintă astfel. 35 de persoane avem cu gradul 1 cu asistent personal și 150 de persoane cu gradul 2 și gradul 3. Tot compartimentul acesta, sigur că și cu restul compartimentelor, știți că am avut evenimentul Nunta de Aur și au pregătit dosarele. Au fost 3 cupluri care au aniversat Nunta de Aur în 2018. La fel, în cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea și asistentul medical comunitar, a cărui coordonare profesională este asigurată de DSP, dar este în sub ordinea noastră.
Din evidențele acestui rezultă că a cartografiat un număr de 896 de persoane, din care 17 gravide, 7 bolnavi de diabet zaharat, 3 bolnavi cu ciroză hepatică, 36 de contracepții și 2 cu TBC. Tot ne-am folosit de asistentul medical comunitar, că au distribuit și pupele. Știți că la nivelul comunei, anul trecut am distribuit un număr de 200 de pubele tuturor cetățenilor. Ce am mai distribuit anul ăsta în Bacna, va veni raportul de la anul. Deja am privit și pentru Bacna. 182 de pubele. Vă și informez. Activitatea Serviciului de Stare Civilă. În anul 2018 au fost înregistrate acte de deces 47, 8 acte de naștere și 25 acte de căsătorie. 5-6 ori, domnule. Transcrieri de acte au fost în număr de 8. Și cu drepte, domnule. Documente privitoare la starea civilă, 132 de mențiuni, au fost eliberate 16 certificate de naștere, 42 de certificate de căsătorie și 47 certificate de deces. În urma controlelor efectuate pe această linie, de organele îndreptățite, nu au fost semnalate deficiențe. Compartimentul SVSU, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Aici au fost întocmite la termen planurile pentru situații de urgență, respectiv planul de analiză și acoperire a riscurilor, planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluării accidentale, planul de antrenamente pentru cod portocaliu, cod galben, care ne vin aproape zilnic, planul de măsuri pentru perioada caniculară, care urmează, precum și fișa localității și fișa serviciului voluntar. S-au realizat 126 de controle la populație și 6 la societățile comerciale. Toate acestea văd ca scop reducerea numărului de incendii la gospodările populației. Colegul meu aici a uitat să pună, dar știți că anul trecut, ne pare rău că s-a întâmplat așa, dar n-avem încotro și văd că se repetă. Anul trecut am avut un incendiu chiar pe 1 martie, bine că a fost fără victime, a ars o locuință și știți, nu ne pare bine, dar îmi pare rău că se repetă. Și anul acesta am avut aceleași probleme, așa că raportul de la anul vom avea iar prevăzute și aceste evenimente neplăcute. Sistemul de alarmare a populației de pe teritoriul comunei a fost verificat și întreținut în mod corespunzător. În fiecare lună, prima miercurea din lună, știți că totdeauna avem alarmarea populației. Protecția civilă și PSI. S-au monitorizat și s-au asigurat permanența pe timpul situațiilor de urgență. Când avem cod roșu, cod portocaliu, cod galben, trebuie să asigurăm permanența la primărie. Din numărul de salariați, vă închipuiți că ne vine cam des rândul să stăm peste program, zi de noapte, zi liberă, zi de sărbătoare, trebuie să fim aici. Pe linie PSI, în anul 2018, prin grija Inspectoratului Județean, s-au asigurat tematicile de instruire și regulamentul de funcționare, atât pe suport magnetic și echipă de voluntari, condus de șeful serviciului de voluntari, pe care îl știți că îl avem pe Mitruț, e multifuncțional, îl avem și la urbanism, îl avem și la SVSU, îl avem peste tot. Dar ce să facem din lipsă de personal? Ca fiecare avem, fiecare funcționar este multifuncțional. Compartimentul Secretariat, Informare și Relații cu Publicul. Toate documentele înregistrate în Registrul General de Intrare-Ieșire a Corespondenței au fost în anul 2018 de 7.741. Din care 2.516 referate, rapoarte, alte documente, 1.094 adrese primite de la alte instituții, 2.921 situații statistice, raportări, 351 certificate de înregistrare fiscală, adeverințe de agricole și orice intră și iese trebuie să treacă prin acest registru de corespondență generală. Referitor la audiență, putem afirma că acesta s-a desfășurat permanent, cetățenii fiind obișnuiți să intre în audiență la primar, viceprimar și la secretarul comunei,
fără un program dinainte stabilit. Sigur că avem un program afișat, luni, marți, miercuri, și dumneavoastră puteți să dați audiențe, și dumneavoastră aveți un program. Sigur. Domnul, nu aveți bine. Ia să închidem. Biblioteca. Știți că avem la nivelul comunei Biblioteca Comunală. În cursul anului 2018 au fost sprijinite diverse activități educative prin implicarea și organizarea în colaborare cu unitățile de învățământ. După cum știți, în biblioteca noastră avem 7511 volume, categorii că sunt 306 cititori, care au citit un număr de 2856 de volume. În cadrul bibliotecii comunale sunt activități diverse, prezentări de carte, activități legate de sărbătorile naționale, manifestări culturale, de tradiții. Doamna bibliotecară încearcă să facă, să acopere toate activitățile astea așa cum se poate și cu cheltuieli minime. În anul 2018, Biblioteca Comunală Părgărești a avut parteneriat educațional cu școlile din satul Părgărești, cu următoarele titluri: Culorile cărții și Eu scriu despre cărți, Flori pentru mama, România, țara mea. Tot în acest an, Primăria Părgărești, în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, după cum știți, Facultatea de Geografie și Geologie, a organizat acel eveniment, simpozion internațional, Pedopeisaje în teatrele de război. Acest eveniment, știți că a fost dedicat centenarului Marii Uniri. Ne bucurăm că am fost vizitați de foarte mulți. A fost un eveniment național și a fost din toate județele țării. Mă bucur că am fost aleși și noi și am putut să prezentăm comuna. Și aici, acum, relația cu Consiliul Local, nu? Aici cu dumneavoastră. Această activitate este condusă, sigur, de doamna secretară. În anul 2018 au avut loc 13 ședințe ale Consiliului Local, respectiv 12 ședințe ordinare și o ședință extraordinară, la care au fost adoptate un număr de 91 de hotărâri ale Consiliului Local, inițiate de primarul comunei și a căror aplicare a condus la desfășurarea unei activități corespunzătoare în plan legislativ și executiv în comuna noastră. De asemenea, s-au emis un număr de 189 de dispoziții. Atât hotărârile cât și dispozițiile au fost înaintate în vederea avizului de legalitate către instituția prefectului, acesta fiind obținut în totalitate. N-am avut probleme cu hotărârile pe care le-ați aprobat dumneavoastră și care au fost transmite către instituția prefectului. Înseamnă că lucrăm bine, corect și mulțumim, doamna secretară, și mulțumesc domnilor consilieri pentru această activitate. Nu mai dau numărul de hotărâri, că au fost ați prezentat. Astea sunt cuprinse toate în informarea privind îndeplinirea hotărârii. Așa. Compartimentul de distribuție al apei potabile. După cum știți, de când am preluat acest mandat, am avut probleme cu apa. Iar azi, mă bucur că vă pot spune care sunt datele și finalitatea necazului nostru cu apă. Activitatea desfășurată în anul 2018 în cadrul compartimentului de distribuire a apei potabile se prezintă astfel. La începutul anului 2018 s-au aflat în evidență 468 de locuințe racordate la rețeaua de apă potabilă, din care 297 de locuințe la Părgărești și 171 de locuințe la Părăuboi. Toate sunt contorizate, cu apometre și sigilate. Mă bucur că am reușit și ne bucurăm, cred că cu toții, că am reușit să facem acest lucru, să gestionăm distribuirea apei corect. Mai avem unele probleme, dar sperăm că pe parcursul anului 2019 să le rezolvăm și pe acelea. La începutul anului 2018, Comuna Părgărești avea o datorie către CRAP de 51.124 de lei, de la sumele acele mari, care știți. Deci, la începutul anului, mai rămăsesem cu 51.124 de lei.
Sigur că pe parcursul anului am încheiat o convenție cu Grabul, am eșalonat din nou această datorie ca să nu mi se mai oprească apa, ne-am asumat-o noi, domnul vice și salariații primăriei, că ne vom ține și ne-am și ținut de acea convenție. Lună de lună am reușit ca ratele să fie plătite, plus facturile care urma să vină. Așa că am plătit o sumă de 87.856 de lei Crabului în anul 2018. La finele anului 2018, debitul restant, sigur că și plus eșalonarea că am avut până în 2019, datoria veche, am ajuns la 8.533 de lei. Iar la data asta, de 28 martie 2019, vă pot spune că suntem la plata facturii curente, adică 2051 de lei. Într-adevăr, întâlnim iar probleme aici, pentru că sumele sunt mici acum. Omul zice, păi, dar eu nu vin pentru că dacă e pentru cub la Părgărești 4,50 lei, am 5 metri cub, nu vin luna asta, vin luna următoare. Dar noi trebuie să achităm luna curentă, pentru că deja vin notificări și dacă avem 2000 de lei de plătit, ne vin notificări dacă am trecut peste perioada cât avem de dat. În termen de 30 de zile, noi trebuie să plătim factura. Dacă am depășit, sigur că ne calculează penalități, plus primim notificare. Că și eu m-am revoltat, am zis, haide, chiar pentru 2000 de lei să-mi trimiteți notificare că mi-a opriți apa de la suma pe care am avut-o până acum. Da, astea sunt procedurile și trebuie să le respectăm. Așa că să dea Dumnezeu ca în anul 2019 să facem și acele reparații pe care le mai avem, pentru că mai avem probleme, avem mereu avarii, mai avem câteva tresăi pe care trebuie să le schimbăm, o să le schimbăm și până vom avea proiectul depus pentru ofițare, că ați văzut. Ați văzut că azi ați aprobat la plan, în planul de achiziții ca să începem demersurile pentru înființare sistem integrat, altă soluție nu avem. Știți dumneavoastră că eu v-am mai spus că am discutat cu Raja, am discutat și cu Crabul pentru preluarea. N-au cum să ne preia pentru că noi nu avem un proiect, nu avem o situație clară cu rețeaua asta veche și nimeni nu ne preia cu rețeaua veche. De asta începem să demarăm acel proiect. Surse de finanțare vom avea pe AFIR, pe PNDL, dacă din nou va fi. Și sunt investiții prioritare și automat sunt sigură pe acea investiție că ne vor aproba. Dar trebuie să facem demersurile, să facem documentația care este de durată și de... Dar le ducem la bun sfârșit, cum vom putea. Da, va fi traseul Nucului și Dudului și la Părâul Boghi pe Plugari. Acolo mai avem unele, e rețeaua veche și acolo unde trebuie să mai... Pe Saltomului parcă mai sunt unele, dar acolo nu prea am avut avarii. Pe Nucului și pe Dudului am mai avut. Da. Sigur că, na, i-am depistat și pe cei care erau branșați ilegal, le-am mai depistat. Să trebuie să fac, e că am schimbat acolo. Politica de mediu. În anul 2018 s-au realizat lucrări de ecologizare în comuna Părgărești, care au costat în toaletarea copacilor, care facem an de an și trebuie să începem din nou și am și început, transport deșeuri vegetale din zonele aflate în domeniul public, decolmatarea rigolelor de-a lungul drumului județean și a drumurilor comunale, în zonele unde sunt gospodari, unde sunt gospodării ale cetățenilor, au fost curățate și întreținute cele două părculețe din centrul satului Părgărești, satul Nou și Nicorești. S-au realizat lucrări de igienizare și curățare a fântânilor, care le facem anual, la fel și la bazinul de apă pe care trebuie să facem și anul acesta. Pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu avem încheiat contract de delegare a Serviciului Salubritate, care este în curs de derulare cu Adis Bacău. Au fost încheiate contracte cu firma Romprest și cu Ecosud anul trecut. Taxa de salubritate, după cum v-am zis și anterior și în alte ședințe, știți că anul trecut a fost de 4 lei și 7 bani.
S-a încasat suma de 143.305 lei de la un număr de 2.956 de persoane declarate. Trebuie să lucrăm aici la salubritate și cu cetățenii și vă rog și pe dumneavoastră să avem mare grijă. Taxa de salubritate a crescut, ați aprobat. Dar dacă noi nu scădem cantitatea de deșeu menajer, nu o să putem să susținem financiar nici așa la prețul acesta. Oamenii nu înțeleg că în acele pubele nu trebuie pus pământul, pietrișul măturat din curte, acum când curăță sobele, cenușa, rumegușul. Astea nu se pun, nu se pun. De asta noi trebuie să scadem cantitatea. Dacă noi vom scădea cantitatea de gunoi, fiecare trebuie să înțelegem ca să colectăm selectiv, atunci noi la anul, dacă ne putem susține financiar, la anul putem scădea și taxa de salubritate. Dacă nu, vom fi nevoiți să creștem. Activitatea învățământ. Activitatea instructivă educativă s-a desfășurat pe baza prevederilor legii învățământului, hotărârilor de guvern, actelor normative elaborate de Ministerul Educației și Învățământului și a Inspectoratului Școlar Bacău. Aici am să vă spun doar niște date statistice, da? Statistic, la sfârșitul semestrului 1-2018, procentul de promovabilitate a fost de 90,63% la nivel de comună. La nivelul școlilor, structurii au fost după cum urmează. Școala Părgărești 89,47%, Școala Satul Nou 96,03%, iar Satul Nicorești 88,33%. În învățământul preșcolar au fost înscriși 94 de copii, au frecventat 93 de copii, iar un copil a fost transferat. În învățământul primar, clasa pregătitoare până clasa a patra, au fost înscriși 150 de elevi, a plecat un singur elev, promovați 148, un corigent la două obiecte. Procentul de promovabilitate a fost de 99,32%. Învățământul gimnazial. Au fost înscriși 150 de copii, au rămas și au promovat 150, au promovat 123 de copii, au fost 27 de copii corigenți. Procentul de promovabilitate a fost 82%. După cum remarcăm, cum cresc copiii, așa renunță la carte. Total general, clase pregătitoare până la clasele 8-a, anul trecut am avut înscriși un număr de 300 de elevi. Au rămas înscriși 299 și a plecat un elev. Absenteismul școlar. Învățământul primar, total absențe, 101, motivate toate. Învățământul gimnazial, total absențe, 453, motivate 138, nemotivate 315. La fel, cum trec de clasa 5-a, nu mai pot fi urmăriți cum trebuie. Sigur că la nivelul școlii au fost mai multe activități. Dacă vreți, vă pot citi toate activitățile, dar mi-a mai relatat și domnul director. Este o preocupare din partea cadrelor didactice, se fac activități. Sigur că e nevoie de mai multă implicare și din partea părinților. Puțin aici să vă zicem de ce s-a... La baza materială, baza didactică, cum a fost asigurată prin menținerea și îmbogățirea bazei didactice, a fost un obiectiv principal pentru școală. S-au procurat tonele pentru fiecare, necesarul de manuale, combustibil pentru sezonul rece, alte materiale, cartonage, condici, carnete de elevi, tot ce e nevoie. În perioada sezonului rece au fost școlile încălzite, avem centralele bune, funcționale. Domnul director se preocupă foarte mult și
achiziționează lemne din timp ca să fie uscate, să poată să încălzească școlile, s-au reparat bănci, vitajări, după cum știți că avem fosele acele, sisteme de supraveghere video sunt în școli. S-au cumpărat stații de amplificare, s-au făcut amenajări la intrări, la holuri, săli, grădiniță, s-au procurat cărți pentru bibliotecă, s-au procurat materiale pentru igienizarea școlilor. Oricum, noi putem să spunem că școlile noastre sunt funcționale și se poate bine, că e loc de bine, cum să nu? Au venit cei de la VSP, au mai constatat unele, mai trebuie un frigider, mai trebuie o chiuvetă cu apă la spațiul unde se distribuie cornul și laptele. S-au reparat terenul de sport, o să trebuiască acolo să vedem cu mocheta aceea cum putem repara. S-a reparat gardul. A, și ce am zis? Terenul de sport. A, da, da, gardul, înălțare. A fost și la, și la Nicoreș și la... și la satul nou. Activitatea poliției. Lucrătorii postului de poliție, în baza analizei situației operative și a planurilor de măsuri existente, au participat la un număr de 28 de acțiuni, din care 6 cu efective mărite, au efectuat 5 controle pe linia sistemelor de pază, economice, juridice, fiind constatat un număr de 11 infracțiuni, din care 3 de natură juridică, 1 de natură silvică și 7 la regimul circulației rutiere. Au fost aplicate un număr de 114 contravenții, au fost reținute 6 permise de conducere, 3 certificate de matriculare. Cu privire la furturile cu autori necunoscuți în perioada analizată, au fost înregistrate un număr de 8 infracțiuni, din care au fost soluționate pentru identificarea autorilor 5 la număr, iar 3 au rămas în lucru. În perioada anului 2018, lucrătorii postului de poliție au intervenit la 4 evenimente sesizate prin apelul unic de urgență 112, au planat 4 stări conflictuale, au executat un număr de 44 de mandate de aducere și 2 mandate de executare a închisorii, au înregistrat și soluționat 30 de petiții ale cetățenilor. În perioada anului 2018 s-au înregistrat la nivelul postului de poliție un număr de 6 accidente rutiere, din care un accident grav cu o persoană decedată și unul cu rănit ușor. Ambele evenimente rutiere au avut ca și cauză principală indisciplina a pietonilor. În anul 2018 s-a avut în vedere asigurarea mai eficientă a pazei la nivelul comunei prin aducerea unor îmbunătățiri la sistemul de supraveghere video, standard și extinderea acestuia. Categorică colaborăm cu cei de la postul de poliție și nu numai, și nu numai. În anul 2018 știți că domnul Dorvoș a fost numit ca șef de post. Mă bucur pentru că, având în vedere că are o vechime de 15 ani, cunoaște bine comunitatea, cunoaște cetățenii și orice eveniment apar, știe de unde și cum se rezolve. Obiective investiționale realizate în anul 2018. Obiectivele investiționale cuprinse în planul anual de achiziții, de investiții și în programul de achiziții au fost realizate în procent de 85%. Printre acestea vă amintesc balastrarea și întreținerea drumurilor comunale și sătești, care continuăm, achiziționare tractor marca Belarus, cu sume din bugetul local, achiziționare bul de excavator din fonduri europene, nerambursare prin AFIR, extindere rețea electrică și de iluminat public în satul Nicorești, Eremia Movilă și satul Nostrada Trandafirilor. Am terminat cu extinderile. Vă specificați tot din fondul european. Din bugetul local, da. Așa vorbește că eu m-am făcut lucrarea. Poftim? Nu, din bugetul local s-au făcut extinderile. Eu nu nu face. Eu nu fac nimic. Nu mai am primit ce am făcut. Da, și vă întreține după aceea. Nu, nu s-au făcut de eu. Din bugetul local, extinderile de rețea sunt din bugetul local.
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Părgăreș din fondul MDRA pe programul PNDM. Reparații podețe, întreținere și reparații parcuri, întocmire documentații în vederea realizării expertizei tehnice la Căminul Curturar, că știți că am început demersurile și pentru Căminul Curturar de la satul nou, numai că procedurile sunt greoaie, experți buni nu se găsesc, până la urmă am găsit, numai că durează toate documentele, a fost domnul expert, suntem la faza de finalizare a documentației, după care, sigur că, să facem proiectul tehnic și după aceea achiziția lucrărilor și să începem lucrările. După cum știți, anul trecut am reușit să luăm cele 136 de metri pătrați teren intravilan pe care este amplasat bazinul de apă și sigur că continuăm cu celelalte activități. Ca concluzie, am încercat în acest raport să redau imaginea reală a situației social-economice și de mediu a comunei noastre. Administrația publică locală acționează în strânsă colaborare permanentă, comunicare cu instituțiile de învățământ, instituțiile de cult, instituțiile medicale, umane și veterinare, asociații agricole, agenții economici, cei desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Părgărești. Pe această cale mă adresez. Mulțumiri! Că n-am fi putut face toate acestea fără dumneavoastră. Așa că vă mulțumesc și dumneavoastră și cetățenilor noștri. Pentru că nimic nu poți să faci singur. Trebuie să ai o echipă cu care să lucrezi. La fel și colegii mei care m-au sprijinit și ne sprijinim unii pe alții. Categoric, în atenția noastră este atragerea de fonduri europene ca să putem să ne dezvoltăm mult mai bine. Și încercăm ca anul 2019 să facem acele demersuri pentru a putea depune proiecte pe surse de finanțare pe care le vom găsi, pe apă, canal, drumuri, reabilitări, podețe, păraie. Încă mai sunt multe de făcut în Comuna Părgărești. Și cam atât. Vă mulțumesc! Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc mult! La dosar pe ordinea de zi este informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 și rapoartele dumneavoastră și a domnului viceprimar de activitate. Doriți ca să le mai prezentăm? Nu. Atunci putem trece la punctul diverse. Punctul diverse. Este în pădure, o frontieră. Pe strada principală. Mi-a zis neafănică, acolo și cu doamna, da, pătrămâi. Vreau să vorbim. La primărul. Unde? Primărul. La totul cu acolo. A, da, ah, da, da, da. Și îi lăsa, deci curge apa înăuntru, îi vai de steau, deci că dacă se poate, un pic, aranja un pic, vopsi, le aranja un pic, un pic de beton turnat înăuntru, fântâna făcută cu piatră, nu știu. Strada Bărbărului. Strada Bărbărului. Nu e zis de vreo să fără neafânt. Da. Oamenii mai opresc acolo să iau o strada de apă, dar n-au nici la rată, n-au nimic. Deci, a, nu mai e funcțional. Ei au zis că igienizează, nu-i problemă. O scoate, ce e, a, igienizăm noi, nu? Că dacă începem procedurile, nu. Pe trebuie făcut ceva, pentru că ori închis de tot, a zis ori dacă nu... În ședința următoare... Apare, da, da, da. În ședința următoare vom introduce, domnul Grice va face referatul și vom introduce în planul anual de achiziții, că știți că nu avem cum să facem o lucrare dacă nu avem prins. Mulțumim că ne-ați adus la cunoștință. Și vom face demersurile pentru a prinde și în vara asta, nu într-o lună, da, n-avem cum, că în luna viitoare vom aproba ședința de Consiliu. Fără dumneavoastră nu facem nimic, fără votul dumneavoastră. Mulțumesc! Da, am notat. E la telefon, mi s-a venit la telefon, e o mizerie acolo. Ce-i dau, Zaharia, anul, nu mai, colectoare. Hârtii, sașul. Nu, 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 nu,
cunoștiți, după cum ne-ați văzut, suntem în perioada de curățenie. Mulțumesc că ne-ați adus la cunoștință, pentru că avem de făcut multă curățenie în comună și să toaletăm cumva zonele astea ca să putem... Oamenii nu înțeleg că o parte, dacă te duci tu să le tai tufișul din fața proprietății, deja ai probleme, te dă în judecată. Am avut un... și suntem în situația asta. Și acolo, anul trecut... din luat din pricul așa acolo jos, la ea să faci o bălărie acolo de mai jos. E pe porna de ala, pune la părintele. La părintele, trebuie în țară. Pentru că noi anul trecut tot așa am avut sesizare de la cetățeni pe un drum de exploatare. Nu au putut să meargă să-și aducă recolta. Categoric l-am trimis pe domnul Vicea și cu muncitorii noștri. Atunci nu aveam buldo, am solicitat sprijinul unei firme. Și am încercat să îndreptăm drumul și să punem acolo pe două de balastru. Da. Suntem dați în judecată. Pentru că am tăiat două tufe de măcești. Nu, nu, asta e. Da, și uitați că ne poartă pe drumuri pentru că am fi distrus două tufe de măcești. Și ni s-a făcut dosare penale pentru abuz în serviciu sau eu știu ce. Și umblăm acum să dăm declarații și pentru a repara un drum, pentru a repara, a îndrepta un drum ca să poată să-și aducă alți cetățeni pe contul acasă. Dar nu, dar era un singur măcești care a plecat în spate. Da, da, da. Trebuie el amendat. Pe el a fi. Da, dar ești chiar s-a dus direct la parchet. Tu s-a dus la Părgrești, dar fiți instituția. Da. Ați văzut că deja s-au adus pubelele, s-au distribuit pubelele în Vagna, ați primit. Încercăm să vedem ce facem. Nu e cu nou, e acum bună. Am auzit eu ceva. Da. Ei, nu o să ne oprim noi aici din cauza unui cetățean, nu? Un cetățean. Ce? Prima dată trimit la domnul Sima? Și nici nu ne este teamă că na, am fi călcat legea. Nu am încălcat nicio lege și nu i-am luat în proprietate. Nu era 2,50 metri și ceva. Lama la bod de 2,20 metri. Cât este? Cât a luat lama de ta? Noi n-am intrat nici în stânga, nici în dreapta. Cât a luat lama? Ei au mutat gard, tot au mutat prin drum. Păi nu, el are un hat de 60 cm. Nu că trenul ăla avea un hat de 60 cm. Are un cer mult mai așa. Vezi că îmi trăia hatul, dar hatul de 60 cm. Ăla nu e oara. Da, o să vină expertul să măsoare și terenul lui, nu avem documentare. Da, e bine, cheltuie bani deja. Cât ai pe loc? Dar nu-i bani și care e pe loc? Da, da, într-adevăr. Dar trebuie să te ceri la proces. Sunt multe de făcut, dragi consilieri. Ați văzut că deja am primit din cantitatea de piatră. Ba da. Avem, nu știu, prezentător, să duc ce-am dat, nu? Păi nu, că nu suntem, că a fost ca nu, la poliție. Sperăm să nu ajungem. Iar cheltuim, facem cheltuiel pe fi. Nu o să ajungem, spus eu. Nu, să ajungem până în fundul pământului, dar e fantastic. Ai acolo să ajungă toată lumea. Știu. Fiindcă suntem aici cu toții, vă rog din suflet. Ne-a francis, să știți că e Berna. Aia și ele, pentru că prins sunt ei acolo. L-a prins acolo și pe o dată. Da, dar poliție, dar... Mi-a prins, a dus poliția pe zonă. Da, da, poliția pe zonă. Da, da, s-a prins pe el în vie. Da, mă. Domnul, treceam mai acolo, că-i ducea, nu știu cui. Am început să vă spun ceva. Vă rog din suflet. Am menționat și acolo la stare, când era la comportamentul situației de urgență. Este primăvară. Lumea încearcă să-și curețe grădinile, proprietățile. Săptămâna trecută știți că am avut două incendii mari. Una cu victime și una de bunuri. O ars o casă. Am mai avut, aproape zilnic am avut. Nouă incendii din TV-ul mare. Zilnic am avut incendii de vegetație uscată. Atrageți-le atenția. Să supravegheze. Sunt de acord, na, că fiecare trebuie să face curățenie, dar să asigure cumva locul acela. Nu să fugă, că ni s-a întâmplat că noi am ajuns acolo și n-am mai găsit pe nimeni, pentru că sigur că au scăpat focul de sub control, de spaimă au plecat, s-a extins, s-au distrus vii, s-au distrus culturi. Nu e voie să dăm foc așa unde vrem, când vrem și cum vrem. Au ars vreo 3 hectare de vegetație uscată vineri în hotar cu Târgu Trotuș. Nu știam că e al nostru, că e al lor. Ne-am dus și noi, au venit și ei, am anunțat. La fel pe Izlaz.
Unde am mai avut? Sâmbătă, la Bagna, ca și cum. La Rumboni, la Bagna, ajungea de acum la case. La Bagna mai erau 20 de metri până la case. N-avem nici noi un compartiment pregătit, un serviciu pregătit de așa natură. Ce? Suntem câțiva muncitori, mergem și noi cu lopețile, cu măturile. Voluntari nu vin fără să nu fie plătiți, renumerați, nu-ți vine nimeni. Voluntari, pui pensionari, cu toate că e pericol. Cine vine ziua la să stingă incendiu? Când toată lumea. Da, o să cu contractul acela oare, da, o să supunem nou, nu? Să vedem cum o mai facem. A, da, așa că... cu Târgoana. Cu Târgoana. Da, 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 da. Da, am solicitat, sigur că incendiul de sâmbătă m-am panicat. Pentru că era un incendiu care se propaga foarte... Dacă norocul nostru a fost că nu bătea foarte tare vântul, ca altfel un cartier întreg ar fi ars. Și o să trebuiască să facem... Și era o bazin la fontână. Dacă nu era apă la bazin la fontână... Și nu aveam rezerva aceea de apă. Da, noi deja ne pregătisem și cu hidrantul de aici, de la primărie. Aveam două variante. Da, este bine că automat am... Era aproape și imediat trăgea apă și te ducea. Să spargi geamul și la deșit. Da, da, da. Casa aia, da, 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 da. Și sigur că am sunat toți primarii din jurul nostru. Am zis că știam că este o mașină și la Oituz, dar nu e mașina UAT-ului. E tot al pompierilor și au un serviciu acolo. Și Târgu Ocna. Categoric, domnul primar mi-a zis că fără voia pompierilor militari nu putea să-mi trimită mașina, să ne trimită. Și săptămâna asta s-a discutat problema cu dânsii, putem să facem un contract de colaborare. Dar pentru asta, ca cu orice contract, trebuie să plătești o sumă lunară de, pentru ca ei să-și întrețină acolo mașina, persoanele care și automat, noi când vom avea nevoie, trebuie să răspundă la solicitările noastre, dar trebuie să avem acel contract. Cred că luna viitoare o să discutăm, o să punem în discuție. Dar valoarea parte este de 3.000 de lei pe lună. 300.000 ar fi. 300 de lei pe lună. Pe lună. Salarul lui Ioan Gata. Nu 3.300 de lei. 300 de lei pe lună. Nu contează. Și două minute dacă ajunge mai repede. Dar noi nu suntem. E foarte bine. Și sigur. Bine. Au ajuns la 20 de minute, bine acum. Pe lângă cei 300 de lei va veni apa ce se va folosi sau spumă sau depinde de incendiu, nu este. Da, în caz de. Cei 300 de lei se plătesc. În caz de lei. Se plătesc lunar. Și de asta trebuie chiar să prevedem un buget. Da. 300 de lei. Sper să fiți de acord. Când vom supune spre aprobare, orice minute este. La fel o să facem și un contract de contract să partenerea ceva cu câinii, cu serviciul dânșilor de carisaj, că am prins luna trecută, că neapărat trebuie și obligatoriu. Să și avem și să vedem. Dar noi nu avem acest serviciu de ecarisaj și faptul că Târgoana are înființată... Faceți că ne-a inundat cu căței aici, toată lumea cară și camera e plină de câini. Da, să strângă câinii mari. Dar v-am zis, e 500 de lei de câine. Dacă nu avem câine, îți văd că 500 de lei de câine. De câine. 500 de lei pe lună? Nu. Pe câini. Deci câți câini adună, noi trebuie să plătim 500 de lei de fiecare. De fiecare. Da. Sigur, că de câte ori va fi nevoie. La fel, vom supune spre aprobare? Sau să vă mulțumim? Prin tare. Costă scopii de ingerie. Doamna Brigi Bardot, când a venit în țară, nu a venit de nebună. Cu câini. Și cu lini. Cu mare, cu carotare. Ia-o invitat, doamna. Haideți să închideți. Închideți, doamna, ședință. Ne-a de fotbal la Bahnă, dacă puteți să... Da,
amenajați acolo. Luna viitoare iată. Acolo, la da, vă mai spun o problemă și atât. Avem adresă din partea domnilor de la Exclusiv să continuăm contractul cu dânsii, așa că luna viitoare vom supune spre aprobare către dumneavoastră. Cred că sunteți mulțumiți de activitatea dânșilor și zic eu să continuăm, pentru că e bine să afle cetățeanul ceea ce vorbim noi aici, ceea ce aprobați dumneavoastră aici și să se știe. Dacă nu mai aveți alte propuneri de ridicat, eu vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru propunerile pe care le-ați ridicat, încercăm să le rezolvăm și de asemenea avem nevoie de dumneavoastră, pentru că fără dumneavoastră nu ne putem desfășura activitatea. Mulțumesc!